Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Este marți, zi cu trei ceasuri rele. Noi o să vorbim doar de două dintre ele, al treilea nu știm care va fi. Bună ziua, domnul Minică, Vasile Minică, lider Cartel Alfa Buzău. Mulțumesc de invitație. Am fost răutăcios? Nu. Un pic. Acum depinde ce ați gândit când ați spus. Da. Ce să gândesc? Că evenimentele astea de astăzi, care au ținut și țin în continuare atenția opiniei publice din întreaga țară, evident, așa, cu bune și rele, realități paralele, multă campanie electorală. Da, a început deja. Da, nu știu dacă s-a oprit vreodată. Ei, au mai fost așa, temperată, să spun. Da. Păi, nu știu, dacă privim din mai multe unghiuri, pe de o parte, uite, e prima vizită oficială a președintelui Klaus Iohannis la Buzău. Oficial. Mă, poate mai fi fost așa neoficial pe aici, prin treacă, așa. Prin târg. Da. Apoi, momentul semnării contractelor pentru primul tronson din autostrada A7. Da? Da. Da. Astăzi două vești bune, să zicem așa. Și mai ales că, uite, președintele Klaus Iohannis a ales pentru proiectul România Educată să vină la Buzău și să laude școala numărul 11, cea mai mare unitate gimnazială din județul nostru. Despre aceste două evenimente vom vorbi astăzi în cadrul ediției noastre speciale a emisiunii Cocktail. Aveți deja imagini de la vizita prezidențială de astăzi. La ora 12 a sosit șeful statului, așa cum a fost anunțată vizita lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, care a fost însoțit de președintele Camerei Deputaților, buzeanul Marcel Ciolacu, și de mai mulți miniștri. Da, aici unul dintre puținele momente în care președintele a fost, să zicem așa, un adevărat președinte de stat, care a empatizat cu copiii. Copiii aceia l-au văzut la fereastră, l-au salutat, l-au strigat. O vizită care a durat aproape 2 ore. Domnul Minică, ce impresii v-a lăsat această vizită? Nu am participat la niciun fel de eveniment, apropo de impresie, doar ce am luat la cunoștință din presă, așa, mi se pare o vizită normală a unui președinte, mai ales după 8 ani de zile la Buzău. Cred că a fost legată și de alte evenimente, de care o să mai vorbim, cred, astăzi, și de ziua aceasta educatorului. Să nu uităm că totuși domnul președinte provine din breazda celor care s-au ocupat de educația copiilor și Buzău are performanță la toate nivelurile de instruire a copiilor. Dacă ne aducem aminte, cu ceva timp în urmă, inclusiv la Gălbinaș a fost premiată o elevă care a avut rezultate foarte bune la învățătură. Deci avem și foarte mulți olimpici, foarte mulți copii care au demonstrat că s-au pregătit pentru viață și pentru cele mai înalte da, domenii de activitate. Comitetul de întâmpinare, îmi cer scuze că vă întrerup domnul Minică, Marcel Ciolacu, primarul Constantin Toma, domnul Bode, ministrul de pe bacheta din spate, ministrul mediului, ministrul fondurilor europene și, în ultimul rând, ministrul educației Sorin Câmpeanu. Aici o întâlnire formală în Cancelaria Profesorilor, o discuție de aproape o jumătate de oră la școala numărul 11 despre proiecte, despre școala circulară, proiect unic la nivel național, prima școală eco de la nivel național, școala numărul 11 din Buzău. Da, acolo președintele Klaus Iohannis a avut un discurs pe terenul de sport care va rămâne în carte de istorie a școlii, pentru că a lăudat această unitate de învățământ după ce a vizitat-o și a rămas impresionat, cel puțin așa a declarat dânsul, că nu putea să zică altfel, domnul Minică. Nu, chiar și merită cei de la școala numărul 11, se face performanță, e una dintre școlile cu rezultate deosebite la învățătură pentru copii. Bun. Ce-ar fi de zis ca amănunt?
Domnul președinte Klaus Iohannis a avut o vizită destul de lungă, ceea ce este de apreciat. A empatizat pe aici pe acolo cu copiii, a socializat, dar rămâne cel pe care îl cunoaștem de la televizor, un om care pare rigid, așa la prima vedere. Așa pare, da, și nu se simte acea comunicare, cum să spun, empatie față de dânsul și de copii sau de alte persoane din jur. Probabil că e o fire mai rece, dacă stăm și analizăm puțin și structura dânsului este alta decât cea originală română și probabil e mai rece, dar atașat învățământului în primul rând și lucrurilor bine făcute, așa cum și a ales și în campania electorală unul din sloganuri a fost lucruri bine făcut. Da. Eu, în afară de aceste momente, mici momente care par așa după alte vremuri, țin să precizez faptul că nu a fost situații din acelea prin care să-ți lasă impresia că este o adunare comunistă, că a venit Nicolae Ceaușescu, mă rog, fiind vorba de șeful statului, Klaus Iohannis, te așteptai, domnule, să fie cu nebunie, cu cântăcioși, cântarea României. N-a fost așa, ceea ce este foarte bine. Este o bilă albă pentru cei care s-au gândit cum s-au gândit să organizeze această vizită, dar bănesc că a fost și girul administrației prezidențiale, că altfel, ca scenariu. A organizatorilor în general. A fost o vizită discretă, cu punctată. Da, uite, în fereastră se oglindește și sediul Campus TV, cel cu albastru. Da. Ne-am trezit și cu OSPP-iști și la noi prin sediu. Au fost cocoțați pe blocuri, pe școala numărul 11. Nu exagerez, erau zeci de oameni din forțele astea de securitate. Fie că vorbim de OSPP-iști, fie că vorbim de SRI, fie că vorbim de lunetiști. Asta e protocolul, să știți că se ocupă cineva de protecția demnitarilor și mai ales de protecția domnului președinte și sigur că și au măsuri de siguranță, de protecție, astfel încât să nu se întâmple evenimente nedorite. Mie mi se pare normal la nivelul ăsta. Da. Pe de altă parte, uite, să vorbim și despre faptul că Marcel Ciolacu a fost, dar a fost mai discret, nu a fost atât de apropiat cu președintele Klaus Iohannis, așa cum a fost primarul Constantin Toma. L-a însoțit pe toată perioada vizitei sale. Da, e adevărat. Până la urmă era... A stat cu 3-4 pași mai înapoi. A fost, așa, Marcel din Ciolacu. Câte am observat și la școala numărul 11, s-a vizitat și acea centrală termică, chestiunea de școală ecologică. Da, în seară s-a stat foarte puțin, probabil era foarte cald. Da, și și după aceea s-a mers în punctul ăla de comandă pentru panouri fotovoltaice. Exact. Așa. Și aici a fost momentul de final când zeci de copii au avut această ocazie de a face poze cu președintele, unii au făcut chiar selfie. Copiii încântați că până la urmă este vorba despre șeful statului. De ce nu? Sigur, ce și rămâne o amintire plăcută până la urma urmei. Cu toții ne aducem aminte că în anumite împrejurări, festivități și așa mai departe, așteptam să facem o poză pe vremea aia destul de greoaie și cu greu le realizam cu personalități ale școlii, ale administrației și așa mai departe și ne amintim cu drag că am participat la ele. Bun, haideți să vedem câteva momente din vizita președintelui Klaus Iohannis la Buzău, la școala numărul 11, momente surprinse de la început și până la sfârșitul vizitei. Haideți să urmărim imagini. Bună ziua, bine ați venit, domnule. Bună ziua, mă sculez cu directorul școlii. Mă sculez de elevii mei. Bună ziua. Mare Alexandra. Încă o dată vă mulțumim pentru că astăzi sunteți la Buzău, suntem onorați de vizita dumneavoastră. Că avem un moment foarte special. Ce faceți, mă, copii?
Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Minică. Discursul a fost imediat după ce a vizitat aceste locuri de la școala numărul 11, un discurs care, spuneam, cu siguranță va rămâne în cartea de istorie a școlii, pentru că a fost catalogată drept etalon la nivel național, ca, cum zice, studiu de caz și așa da. În privința protecției mediului, în cadrul proiectului personal denumit România Educată. Există componenta asta de mediu pe care marșează de altfel președintele Klaus Iohannis și încurajează copiii și tinerii să meargă către zona asta de protejare a mediului. Da, e un lucru bun și pentru viitorul generațiilor următoare, e un lucru esențial, după părerea mea, apropo de încurajarea acestui principiu, pentru că vedem că altfel nu se poate. A început încălzirea globală, trebuie să folosim cât mai puține plasticuri și obiecte care până la urmă ne sufocă, trebuiesc reciclate, apropo de această economie circulară. Da, iată și forțele speciale de securitate urcate pe școala numărul 11. Mă scuzați, domnule Mică, continuați. Ideea este că va trebui să se insiste foarte mult și cred că chiar să se introducă anumite obiecte de studiu cu privire la mediu și la tot ceea ce trebuie să facem în legătură cu mediu pentru a nu ne sufoca din punct de vedere al tuturor resturilor acestea, gunoaielor și plasticurilor de care avem parte peste tot. Și aici cred că o componentă importantă ar fi educația de la vârste mici, pentru că dacă nu ne vom educa și vom continua să aruncăm în continuare tot felul de lucruri care nu mai avem nevoie de ele și care cu greu se distrug, vom avea probleme din ce în ce mai mari. Da, în imaginile pe care le puteți urmări s-a putut observa și faptul că mai mulți buzoieni, de la cei mai mici la cei mai mari, au ținut să vadă pe președintele Klaus Iohannis, dar după garg, neavând treabă cu școala numărul 11, și s-au strâns și chiar la balcoane și la ferestre în imediată apropiere a școlii numărul 11 ca să nu rateze acest moment. Ce ne rămâne după această vizită prezidențială, domnul Menică? Păi, ce să o consemnăm și în continuare să ne mobilizăm așa cum, de fapt, am și făcut-o până acum și cuvintele de bine aduse școlii numărul 11 și copiilor trebuie să-i mobilizeze și pe ei și pe noi spre binele tuturor, în sensul în care să avem grijă în continuare să educăm copiii, să avem grijă în continuare de mediu, să avem performanțe în domeniul școlar și în domeniul de vieții cotidiene de zi cu zi. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și vom și auzi ce a declarat astăzi la Buzău președintele Klaus Iohannis cu ocazia vizitei efectuate la școala numărul 11, dar și în momentul care pentru primarul Constantin Toma cred că a fost cel mai important al vizitei, mai multe amănunte după pauza de publicitate. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre vorbind despre cele două evenimente importante de la Buzău. În primul rând, vizita președintelui Klaus Iohannis la școala numărul 11, iar în ultima parte a emisiunii vom discuta și despre semnarea primelor contracte de execuție pentru primul tronson de pe autostrada A7 cu, să zicem, distanța între Buzău și Ploiești.
Vasile Minică, lider Cartel Alfa Buzău, alături de noi. Spuneam de declarațiile președintelui făcute astăzi la școala numărul 11 cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la prima școală cerculară din România, cea de la Buzău. Haideți să urmărim aceste declarații făcute pe terenul de sport de la școala numărul 11. Astăzi am vizitat o școală din Buzău. O școală foarte bine pusă la punct într-un municipiu plină dezvoltare. Întâmplarea face ca pe 5 iunie să sărbătorim două zile importante. Ziua învățătorului și vreau să felicit astăzi și acum cu această ocazie pe toți cei care se consideră învățător, învățătoare, dascăl, profesor. În aceeași zi sărbătorim ziua mediului și aici cred că merită felicitări și încurajări toți cei care se implică pentru a proteja înconjurător și care se implică pentru proiecte mici și mari care sunt gândite să prevină schimbări catastrofale ale climei noastre. Această școală, școala 11 din Buzău, pune un accent deosebit pe educație pentru mediu, pe economie circulară, adică se refolosesc materialele care altfel se aruncă, se colectează și se folosește apa pluvială, există o seră didactică și multe alte proiecte. Felicitări doamnei director școlii, întregului corp didactic și o apreciere specială pentru elevii care participă la toate aceste proiecte. Am elaborat un material care pune accent special pe educația pentru mediu în școlile din România, dar astăzi am văzut că avem aici o școală care deja aplică foarte mult din ceea ce credem că trebuie să se regăsească în școli. Cred că este un lucru extrem de important că tânăra generație își dorește această abordare pentru mediu, pentru a preveni schimbarea climei. Există o serie de sondaje care ne arată că aproape toți copiii sunt foarte interesați de aceste teme. Aproape toți copiii și tinerii doresc să fie implicați în aceste teme și astfel avem motive de optimism. Tânăra generație dorește să fie mai responsabilă față de mediul înconjurător și față de planeta noastră. Dar noi, politicienii, dascălii, trebuie să venim cu un cadru propice pentru a da tinerilor posibilitatea să acționeze în acest sens. Pentru a sublinia toate aceste lucruri, am venit astăzi aici la școala 11 din Buzău și îmi pare bine. Da, i-a părut bine domnului președinte. Haideți să facem analiza discursului, partea asta legată de școala 11, de, mă rog, de tot ceea ce a însemnat vizita și lucrurile conexe, pentru că în rest au fost lucruri comentate la nivel național, grație colegilor din presa centrală, care au avut foarte multe întrebări, ca de obicei, ceea ce mi se pare și normal. Bun, domnul Minică, eu aș zice așa. Prima parte aia cu ziua învățătorului. Nu știu de ce, dar mie mi-a lăsat așa o impresie de ipocrizie. Tot domnul Iohannis era cel care răspundea apoteotic și
superb chiar, sublim. Întrebat fiind de ce alți profesori nu și-au putut lua 6 case din meditații. Ghinion. Nu? Da. Ce să zic? Bine, mie mi se pare totuși absurd, mă scuzați, Domnica, să nu mă enervez, ca acest domn, care este președintele ales al țării, ce merită până la urmă această calitate, pentru că a fost ales de majoritatea celor care au ieșit de la vot, de două ori, mi se pare culmea culmilor ca președintele Klaus Iohannis să facă un proiect denumit România Educată. Condițiile în care, repet, este cel care a dat acest răspuns. Ghinion. Da, ele trebuie separate cumva. Vizita de astăzi pentru școala buzoiană... Eu vorbesc de mesajul ăla, da. Așa... Iar s-a avut o empatie. Dar iar vă întreb, ați sesizat nuanța pentru cei care se consideră învățători și dascări? Aici vreau să ajung, pentru că mi se pare... La mulți ani celor care se consideră învățători și puțin nepotrivit expresia, pentru că discutăm de ziua tuturor învățătorilor și profesorilor, educatorilor din școlile României. Deci nu numai celor care se consideră. Este clar că avem și probleme în învățământ, este clar că nu ne găsim încă direcția în modul de organizare al învățământului. Modificăm, schimbăm continuu multe lucruri care nici nu sunt prea bine explicate de ce se schimbă, pentru că noi s-a demonstrat în decursul timpului că am avut o școală performantă și care a dat valori. De ce trebuie mereu să schimbăm și să ba semestre, ba alte moduri de împărțire a anului școlar cu notări nu semestriale, nu trimestriale, ci anuale acum. Forma fără fund este. Deci la suprafață schimbăm, mutăm semestrele, punem, numai atât, ba atât, ba. Bun, și dacă intrăm în profunzimea lucrurilor? Dacă intrăm în profunzime, cei care vor să învețe și se ocupă și părinții și profesorii de ei pentru că să simt că sunt performeri, să pregătesc. Sunt și școli și copii care nu performează. Noi, dacă ne uităm astăzi, în jur de 35% din absolvenții de liceu nu s-au înscris la bacalaureat. Ori asta ce spune? Spune că ori n-au curaj, ori nu se simt pregătiți, ori ceva nu îi împinge pentru a păși în continuare în viață, pregătindu-se în instituții care le-ar și cere până la urmă bacalaureatul. E un lucru care eu nu-l înțeleg. Deci pe vremea mea nu exista un asemenea procent de copii după 12 clase să nu dorească să înscrie la bacalaureat. A avut un comentariu pe marginea acestui subiect și președintele Klaus Iohannis astăzi la declarațiile de presă, dar nu, în afara faptului că a zis că da, trebuie să umblăm și aici și să facem în așa fel încât să... Nu știam, dar... Să diminuăm abandonul școlar, da, să diminuăm aceste situații legate de, iată, dezinteresul față de examenul de bacalaureat, care, într-adevăr, până la urmă, ți se pare oarecum bine dacă ești dintr-o altă generație, ți se pare pe bună dreptate, îmi imaginăm, sau se pare o curiozitate, se pare ciudat faptul că a devenit o piatră grea pentru absolvenții de liceu. Da. Și după părerea mea... În care înainte se dau 5 probe scrise, acum se dau doar 3 probe scrise, una dintre ele este la alegere și, mă rog. Și eu mai spuneam un lucru apropo și de promovarea acestui examen, că procentele acelea, în jur de 50 și ceva la sută, spune mult pentru școala românească, în sensul în care ceva se întâmplă, ceva nu e în regulă acolo. Să te duci 12 ani la școală
și să nu reușești să iei note de trecere la un examen de maturitate. Că până la urma urmei nu te duci acolo să fii ultra performer, ci să dovedești faptul că nu ai învățat 12 ani degeaba. Și probabil că și probele astea care le susțin ar trebui undeva la un nivel de cunoștințe medie, astfel încât să nu mai fie o piatră de moară așa pentru copiii care nu sunt în primul rând al performanțelor, dar pe medie ar trebui, eu zic că cel mult 5-10% dintre ei să nu poată din prima să ia bacaloriatul, dar din ei foarte mult să ia în sesiunea a doua de bacaloriat. Faptul că avem foarte mulți care nu iau, iau și determinat pe cei care nu se simt pregătiți sau au o anumită teamă să nu se înscrie astăzi când discutăm la bacaloriat. Deci sunt probleme foarte grave în învățământ și cred că programul și proiectul acesta al domnului președinte ar trebui mai bine armonizat cu realitatea din școli și cu realitatea trăită de copii și de profesori, astfel încât să ajungem din nou la o anumită performanță. Bun. Aș vrea să înclin balanța și să și precizez, uite, de, pornind de la exemplul faptului că astăzi în acea delegație care l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis în vizita de la școala numărul 11, din acea delegație, pe lângă, mă rog, cei din conducere, miniștrii, au fost și câțiva elevi, unul dintre ei absolvenți ai școlii numărul 11, șef de promoție, la fel la atelierile acelea de la foișorul de lângă terenul de sport au fost elevi meritoși, elevi cu rezultate, dar și alți șefi de promoție, pentru că școala numărul 11 are 8 șefi de promoție. Pe de altă parte, mai avem o groază de exemple. HD-ul anul acesta iar a dat lovitura cu olimpicii și alte unități de învățământ din județul nostru, ce spuneți dumneavoastră, domnul Minică, la începutul emisiunii. Buzăul este totuși în continuare o pepinieră de copii isteți, iar să nu mai zic că în această seară avem o ediție specială în exclusivitate, cei 10 șefi de promoție, atenție, 10 șefi de promoție de la școala numărul 15, George Emil Palade. E un record. Da. Da, este un lucru care îți dă fiori. Însemnând 10 șefi de promoție pentru că au luat 10 pe linie. Adică asta e clar. Da, îți dă niște fiori așa când discuți de asemenea copii și de asemenea oameni pregătiți pentru viață și cu care noi toți ne mândrim. Da. De acești copii avem peste ani și ani nevoie să fie undeva sus acolo. Că dacă e să îi luăm așa mai pe toți care s-au afișat astăzi, ba pe lângă președinte, ba la cealaltă, mă rog, la celălalt eveniment de la Consiliul Județean, stai și te gândești, vai și amar de noi. De ce spuneam de realități paralele? Bun, am venit, am vizitat cea mai, mă rog, cea mai implicată școală din punctul ăsta de vedere al mediului, cel puțin așa catalogată și președintele Klaus Iohannis ca etalon la nivel național. Lucrurile bune, într-adevăr, dar trebuie la fel să venim și cu completarea. Trăim vremuri grele, domnul Mică. Fastul ăsta pe care l-am văzut, miniștrii care veneau ca să ce? Să facă prezență la ce? Cu domnul președinte? Ca să ce? Hai, am înțeles, domnul ministru al educației. Al educației și al mediului, ținând cont de ziua care o marcăm. Am înțeles. Și domnul Bode ce era? Domnul Bode, nu știu. Domnul Bode, exact. S-a trezit de pe bancheta din spate și a coborât la Buzău ca să facă și dânsul. Pentru că Ministerul de Interne nu prea are, avea rol nici cu privire la alte evenimente vis-a-vis de autostrăzi, nici de învățământ, chiar nu mai avem nici acel liceu al Ministerului de Interne la Buzău. În fine, probabil că trebuia un echilibru între PSD și PNL. Stați așa, domnul Mică, păi așa ziceți, domnul Mică, e, vedeți. De ce am zis eu la început emisiunea de campanie electorală? No? Păi. Da.
Păi da, bine, până la urmă trebuie să împace acolo în alianță. După ce s-au îndănit, trebuie și să pară așa. Să nu tragă numai unii spuza, da, știți? Da, să pară să că spună, sunt... domnule, împreună cu domnul together. Președinte, da. Sunt unii care zic together, da? Together, împreună. Să recunoaștem și meritele fostului director al școlii numărul 11, Pătărașu. Da, asta și eu am... Proiectul ăsta cu școală circulară e de ceva timp. E de ceva timp și dânsul a condus școala în timp ce lucrurile astea s-au realizat. Ei bine, nu știu ce a zis primarul Constantin Toma, cred că de la acel premiu sau de la acea sintagmă că am bătut Parisul cu brandul Buzău Oraș Deschis, de la viziunea sa pe anii 2059-2070, primarul Constantin Toma l-a determinat pe președintele Klaus Iohannis ca astăzi, la declarațiile de presă, să îl laude, da, pe edilul șef buzean. Ceea ce i-a ridicat cota, da, seama. Are încă un motiv de a spune ceva primarul Constantin Toma. Haideți să urmărim ce a spus președintele Klaus Iohannis astăzi la Buzău despre primarul Constantin Toma. O notă specială, dacă suntem în această etapă, aș face o remarcă legată de administrația locală de aici, din Buzău. Am discutat cu domnul primar multe din aceste chestiuni și am găsit o administrație care este foarte aproape de aceste teme și se implică pentru a avea proiecte în școli, ceea ce în acest context ne interesează în mod deosebit, dar întreaga administrație este preocupată de mediu și mi se pare un lucru foarte bun pe care țin să-l subliniez. Deci cât cântărește declarația asta? Cântărește mult. Cântărește mult și pentru noi, pentru buzoieni, probabil că va fi și salvarea pentru a continua lucrările începute în Buzău. Dar stați așa, nu ducem prea departe. Păi ea este clar că nu-i făcută pentru cei care... erau adică, în fața bine, domnului președinte și pentru cei care ascultau. Este, mă rog, să presupun cel puțin teoretic, este cel mai informat om din stat, nu? Da. Da. Și știe unde a venit. Știe unde, de ce. Și știe și ce probleme există în ultima perioadă. Da. Da? Ar risca să zică ceva de genul acesta dacă la un moment dat va fi vreo problemă? Nu cred. Și cred că domnul președinte știe mai multe decât știm noi. Și cred că și aceste mesaje, până la urmă, ele vor fi contabilizate și politic și este clar că vin într-un context de clarificare a unor suspiciuni. Da. Ar fi fost interesant să aflăm astăzi opinia din partea alta, de la Consiliul Județean, din partea celor care au venit, opinia legată de această problemă cu suspiciunea de fraudă pe fonduri europene. Haideți să conchidem discuția legată de această vizită prezidențială într-o zi de marți. Spuneam eu răutăcios la începutul emisiunii că au fost marți, să zice că sunt trei ceasurile, două dintre ele. Una e președintele, vizita președintele Klaus Iohannis și a doua, dincolo, separat, a fost lider Mahimu, domnul Marcel Ciolacu, da? La semnarea contractului pentru A7. Haideți să tragem concluziile, domnul Minică, prima parte a discuției noastre, vizita lui Klaus Iohannis. O vizită importantă, o vizită care mobilizează învățământul buzoian, aici referindu-ne în primul rând la copii și la administrația locală care, iacă și prin ceea ce a făcut la școala numărul 11, a înscris undeva prima școală cu caracter ecologic în România. Bun, luăm o pauză de publicitate și după aceea ne întoarcem la o discuție în care nu vom face economie de cuvinte legată de celălalt eveniment
de la Buzău, tot așa, o groază de miniștri, în frunte cu vicepremierul Sorin Grindeanu, cu președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, la semnarea primului contract de execuție pentru autostrada A7, ne privește și pe noi buzăenii. Bine, de mult timp e această idee cu autostrada, astăzi s-a semnat contractul, cred că buldozerele vor fi mâine, poi mâine, sau ne trezim cu ele peste noi. Tot este parfum. Astăzi a fost o zi în care ați realizat că trăim într-o țară frumoasă, numai cu bune. Relele sunt deoparte. În pauza de publicitate, după care revenim. Am revenit în ceea ce privește al doilea eveniment, pe care o să-l discutăm tot cu Vasile Mihică, lider Cartel Alfa Buzău. Aplaudăm că s-a semnat? N-ar trebui să dăm întâi momentul semnării? Da, trebuie dat momentul semnării și să vedem vorba unui politician buldozerele pe... Da. Cam îndepărtam, a fost cam... Deci noi suntem 2022, nu? 2020 a fost. 2020, da. 2020? Da, în 2020 a zis domnul Dancă. La anul să vedeți buldozerele pe autostrada Buzău-Ploiești. Bă, nu prea le-am văzut. Sau să zicem Ploiești-Buzău, pentru că tot vine de la... Da, de la Ploiești vine. Da. Uh-huh. Nu, n-am văzut buldozerele. Nu. Da. Dar au descins, iată, ce poză frumoasă. Bine, poză în sensul figurat vorbind, dar iată acest moment extraordinar, unic, istoric. Bine, văd și ministrul culturii, deci autostrada se face și prin cultură, nu? Sigur. E ca pe front, adică ne vom duce acolo cu viorile, cu asta vom cânta pentru fiecare metru de autostradă executat. Da, nu, acum glumind, este clar că e un eveniment politic, înghesuiala e politică, dar uitați că aici, apropo de echilibru de care vorbeam, nu prea e. La cum se uită domnul Romașcanu, bănuim că vrea să verifice dacă e tot în regulă ceea ce... dacă semnăturile sunt ceea ce trebuie, nu? Da, când da. Se uita și în stânga și în dreapta, așa verifica. Uite, mă, aplauzele au fost... gata, m-au aplaudat, a apărut domnul Ciolacu, a explicat. Bine, a zis foarte puțin despre autostradă, după aia am trecut la problemele noastre, de asta, cu benzina, cu alimentele, cu scumpirea, nu? Adică despre asta vorbim. Până facem o autostradă, s-ar putea să facă benzina 15 lei, mă rog. Da, e un trend european, să știți. Nu știu prea bine în lume, dar cred că și peste tot s-a scumpit, că vorbesc cu prieteni, cu cunoștințe care sunt în întreaga Europa și peste tot s-au scumpit produsele petroliere. Aici, nu? Ba chiar la noi sunt puțin mai mici decât în alte state. Deci noi trebuie să zicem mersi. Nu trebuie să zicem mersi, dar nu suntem în top. Bineînțeles că nici nivelul de trai și veniturile nu sunt la nivelul ăla. Și atunci despre ce vorbim. Da. Da. Bun. Bine, atunci haideți să dăm acel moment extraordinar, superb, sublim, al semnării contractelor pentru primul tronson de contracte de execuție. Atenție, domnul Bode este ministrul de pe bancheta din spate, îl văd aici în spatele meu. Deci, s-au semnat primele contracte pentru primul tronson contract de execuție din autostrada Ploiești-Buzău. După cum știți, astăzi au loc aici la Consiliul Județean Buzău două evenimente importante pentru infrastructura mare de transport care va asigura o legătură rutieră modernă între Muntenia și Moldova. Vor fi semnate două contracte care vizează primul sector al A7 denumit Autostrada Moldova, secțiunea din Muntenia și anume Ploiești-Buzău. Primul contract semnat de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sorin Grindeanu, este cel care va asigura finanțarea prin PNRR a acestei secțiuni de autostradă în lungime de 63 de kilometri. Domnul director general CNAIR, Cristian Pistor. Vă mulțumim. Domnule Pistor, vă rugăm, rămâneți pe loc. Urmează semnarea celui de-al doilea contract pentru construcția propriu-zisă a lotului 2 al autostrăzii
Ploiești-Buzău, Mizil, Pietroasele, cu o lungime de 28,35 de kilometri. Domnul Boian Delcev, din partea administratorul Trace Group, din partea bulgară a acestei asocieri. Mulțumim. Urmează domnul Cristea Gheorghe din partea SECE CONISRL, partea română a acestei asocieri. Ce să zic, nu? Ați observat ca la o gală de asta de sport cu comentator pe spate, adică, domne, nu? Așa da, domne. Da. Eu aș zice să fie într-un ceas bun. În sensul în care să și înceapă lucrările și să nu descopere pe acolo cine știe ce cârtiță sau cine știe ce gândac și să întrerupă lucrurile. E contract de execuție, domnul Minică, drept pentru care buldozerul lui Dancă poate să vină acum, adică nu mai... Da, au verde. Nu? Au verde. Bine, nu știu dacă e bună paralela. De exemplu, uite, cu proiectul ăsta european, cu reabilitarea clădirii bibliotecii județene de pe Bulevardul Unirii. Acum 3 ani și ceva a fost semnat, mă rog, contractul. Proiectul a fost câștigat, mă rog, mult înainte, contractul semnat, dar uite că din cauza birocrației specific românești, abia ieri s-a putut da drumul la șantier acolo. Și preda, da? Obiectivul. Exact. Că e vorba de patrimoniu și așa mai. Acum nu știu dacă autostrada face parte din patrimoniu sau de aia era ministrul culturii acum. Care, nu, să dea undă verde? Păi se dea undă verde și să nu treacă prin zona unor... Se dea ordinul de începere a lucrărilor. Da, și să nu treacă prin anumite zone care, conform legii patrimoniului, sunt interzise lucrările. Da, iată-l pe ministrul administrației și interne, Lucian Bode. O să citesc de pe buze ce zice: am venit astăzi la Buzău, am fost la școala 11, n-aveam ce căuta acolo, pentru că am vrut doar să fac prezența, iar aici vreau la fel să vă spun că noi suntem liberali și alături de PSD-iști facem țara mai frumoasă și autostrăzi multe, cu mulți kilometri. Nu? A zis așa? Da, sigur. A zis așa, domnul Bode. Da, au punctat și liberalii și PSD-iști. Asta era ideea. Trebuie să puncteze amândoi și să susțină proiectele astea, pentru că atât, da, ne-ar mai lipsi acum, în momentul în care trebuie să atragem banii ăștia, să avem o problemă la, da, nivel de guvern. Și în încheiere, domnul Bode, ministrul de pe banchet, dar din spate, a spus că o să promită că pe autostrada asta Ploiești-Buzău nu o să mai adoarmă pe bancheta din spate ca să facă șoferul accident și să zică el să mintă cu nerușinare că dormea pe bancheta din spate, că nu știe ce făcea șoferul, că intra pe contrasens pe Valea Prahovei, unde așteaptă proștii proștilor care sunt românii noștri la coadă, nu ca un ministru, atunci pe vremea era ministrul transporturilor, așa, ca un ministru care se respectă să intre pe contrasens cu domnul șofer care este. Bun, am încheiat citat. Vă rog. Păi, n-am ce să zic decât faptul că sperând că și acea porțiune Ploiești-Brașov se va rezolva cândva, tocmai pentru a nu mai crea acele amboteiaje și probleme în trafic pentru zona aceea turistică și legătura cu Ardealul a noastră. Pentru că dacă ar fi o autostradă făcută acolo și de tot spun politicienii de ani de zile că o să o facă, unii chiar au spus că până la sfârșitul mandatului lor, dar mandatul lor s-a terminat mai repede, o va realiza. Eu sper să facă și Ploiești-Brașov, așa cum sper să ne ducem și noi spre Moldova și spre Ardeal pe autostradă. Dar vom vedea cu prețurile astea care sunt acum și cu lipsa
de investiții în economia românească, nu știu câți vor mai sta în viitor prin această țară, chiar cu autostrăzi. Bun, din punctul ăsta de vedere, aici concret a fost vorba despre tronsonul Mizil-Pietroasele. Ăsta este contract de execuție și ar trebui cât de curând să-și înceapă lucrările. Și când vor fi primele buldozere, o să mergem și noi acolo, la Mizil, că să ia din partea aia, să începe lucrarea. O să fim prezenți acolo, o să-l invităm și pe domnul Dancă. Bine, cu un an jumate mai târziu de la promisiunea pe care a făcut-o în campanie electorală, întâmplător, de altfel. Iată-l și pe domnul Sorin Grindeanu. Da? Vedeți cum e istoria asta? A ajuns din nou vicepremier. Da, după ce nu mai vrea să plece din Palatul Victoriei altă dată. Da, mai țineți minte partidele de pescuit? Da, cum? Un trio formidabil. Dragnea, Ciolacu, Grindeanu. La Știucă, domnul Minic. Da. Nu? Da. Aole, era acolo domnul Bode. Scoateți-l, că nu mai pot. Deci, domnului Bode nu este bine decât pe bancheta din spate. Deci, pe bancheta din spate a mașinii, așa. Mulțumesc, dragi colegi. L-ați făcut așa mai... Ia lăsați-l un pic așa. Ia lăsați-l. Vai. Gata. Hai. Gata. Ușor. Bine. Gata, domnul ministru. Bun. Domnul Minică, una peste alta. Am avut astăzi evenimentul cu vizita prezidențială și acest eveniment. Peste cât timp ne vom reîntâlni, mai ales legat de autostrada asta, să zicem, domnule, că n-au început lucrările? Sau asta e întrebare retorică? Nu, eu cred că de data asta vor începe. E clar că suntem în vară, până când organizarea de șantier, nu știu ce, prin iarnă, cred că se va începe cumva. E cam obligatoriu, nu? Da. E obligatoriu că nu sunt banii românești, sunt bani de afară și dacă nu începem lucrările, nu-i vom trage și dacă nu-i tragem firma care a semnat contractul, nu-și va putea plăti salariații, nu va putea cumpăra agregate și ce are nevoie la construcția autostrăzii și nu cred că se va ajunge acolo. Despre Marcel Ciolacu n-a zis nimic, domnul Minică. Aveți interdicție să vorbiți? Eu niciodată n-am avut interdicție, dar ce să zic? Decât că e buzoianul nostru și la un asemenea eveniment era firesc să fie șeful PSD și al Camerei Deputaților, care este buzoian de-al nostru. A, da, nu, dar legat de punctajul de astăzi. Aveți vreo... Nu, n-am nicio observație. Mie mi se pare... A punctat sau... A fost firesc și normal să puncteze, adică nu putea să vină președintele țării și nu putea să semneze asemenea contracte la Buzău și să nu fie prezent domnia sa. Am înțeles. Bun. Câteva întrebări acolo au fost astăzi și la adresa președintelui Klaus Iohannis și la conferința de presă de după deosebită asemnarea acestui contract extraordinar. Întrebări legate de coaliție, de analiza asupra miniștrilor, asupra guvernării. Eu am impresia că se amână deocamdată. Se amână și, după părerea mea, nici nu va fi o analiză la sânge asupra activității, pentru că și activitățile unor ministere și a unor miniștri s-au desfășurat așa după cum au avut acordul coaliției, în sensul fie n-au fost finanțate, fie nu puteau să facă mai mult. Ideea este că nici nu se dorește o încrâncenare între miniștrii PSD și miniștrii PNL, pentru că nu avem nevoie de așa ceva. Noi încercăm să atragem bani și să facem niște autostrăzi și să alte proiecte și programe care le avem cu acești bani. Și dacă ar fi probleme la nivelul guvernului, vă dați seama că s-ar alege praful de tot. Bun. Și acum, în loc de concluzie, domnul Minică, eu aș dori să trăiesc, naivitatea mea, acele momente în care un președinte de țară se duce într-o vizită la o școală unde are WC-ul încă în fundul curții. Și pe la Buzău avem exemple. Eu aș dori să-i văd pe PSD-iști ăștia care s-au înșirat astăzi de la cel mai mare la cel mai mic, semnând un contract pentru unul dintre cele 5 spitale regionale,
Că asta cu autostrăzile, știți cum e? Pe cetățeanul de rând nu-l interesează că s-a semnat azi contractul. Îl interesează când va fi autostrada făcută. Când, Doamne iartă-mă, vom avea și noi kilometri de autostradă așa cum merită țara noastră, așa cum ar fi trebuit să aibă până acum. Și are doar câțiva. Da? Așa este, dar... În rest, toate sunt de-astea de publicitate. Mai vin unii la Televiziunea Națională, întreabă... Sunt chestiuni de imagine a partidelor, de motive de a avea discuții în campanie electorală. Este firesc cumva, pentru că nu puteau să dea la o parte în asemenea momente, pentru că la un moment dat, cu ce să vii în fața electoratului, decât că noi am promovat, noi am semnat, noi... Domnul Unică, încă o dată, vreau să văd că se întâmplă și așa. Vreau să-i văd în situații în care nu se mai pună că ei sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți și că fac lucruri mai de bine, să ducă să zică, băi, noi, uite aici, n-am fost în stare să facem asta. Sigur, dar nu poți să trăiești. Bine, și noi picăm în capcana asta. Nu poți să mergi înainte uitându-te numai la ce n-ai făcut și noi ca indivizi. Adică, da, până la urmă, să ne motiveze lucrurile făcute, nu nerealizările din viața noastră. Fiecare avem și lucruri cu care nu ne mândrim în viață. Așa e și în viața unui partid, așa e și în viața unei țări. Ideea este că trebuie cumva să ne mobilizăm cu toții cu lucrurile bune care le facem sau încercăm să le facem. Da, bine, domnul Minică, deci... În continuare facem o emisiune echilibrată, da? Pia, n-avem încotro pentru da, că... Da, trebuie să înclinați, mă. 38 de kilometri. Câți kilometri se vor face pe primul tronson ăsta? Cu 22. În jur de 22. Păi și ce facem mare eveniment din asta? 21, 22. Bă, dar stați așa, dar nu ne-ar fi... Adică câți kilometri are țara asta, dă? Mulți. Și noi facem o tantam de 28 de kilometri, 38 de kilometri de autostradă. Vorba poetului, e lung pământul, baielat. Domnul Minică, încă o dată, adică am impresia că se face dintr-un țară. Se lucrează totuși în țară, să știți. Da, mai multe hârtii au fost semnate decât kilometri de autostradă realizați în România. Da? Așa este. Bechtel, vă aduceți aminte asta de Bechtel? Ce este mai supărător, ați atins și aia ce vreau să spun, ce este mai supărător pentru noi, că plătim pentru autostrăzi care nu s-au făcut și care sunt în conservare și plătim tot felul de penalități și lucruri care s-au trecut în asemenea contracte semnate cu FAST. E, vedeți? Cine era, domnul Năstase? Da. Cel cu ole? Da. Am înțeles. Probabil că n-a numărat bine. N-a numărat bine. S-a numărat altcineva? Da. Bine, așteptăm și marele moment al semnării pentru lotul 2, 3, 4, 5, 20, 30, 60, 400, 90 și până la finalul autostrăzii Moldova, de să ne bucurăm numai de semnături. Numai de semnături. Da? Nu, dacă sunt linii de finanțare, să știți că există interes și din partea guvernanților și mai ales și al firmelor care se angajează la asemenea lucrări de a absorbi banii. Deci astfel vom avea și noi autostrăzi. Că vor mai fi porțiuni de autostrăzi cu probleme, cum sunt și cele realizate, că vor mai fi lucrări întârziate. Eu sper că astea care sunt făcute cu banii aceștia din PNRR-ul ăsta să nu... întâmpine asemenea lucruri, pentru că e posibil să dăm și banii care i-am cheltuit pentru anumite tronsoane înapoi. Auzi, dar acum îmi dau seama, bine, acum nu putem să mai zicem nimic, că există. Dar ce-ar fi fost, ce ne-am fi făcut noi fără PNRR-ul ăsta? Nu știu, că eu cred că e un cuvânt care nici nu mai poate cineva din politică să deschidă gura fără să-l spună. Da, toate sunt de pe PNRR. Da. PNRR, că ca tine nu mai e. Da? Da. Nu? Deci, ce da. Ne-am fi făcut noi? Păi să știți că oricum... Cu ce mai făceam noi autostrăzi? Da, nu prea avem cu ce. Trebuie să fim sinceri, că nu prea avem cu ce. Nu prea avem cu ce. A, nu, că alții n-au avut cu ce. Adică n-au avut oameni de stat care au realizat proiecte pe fonduri europene și care au făcut sute de kilometri de autostrăzi. Noi n-am fost în stare. Noi n-am fost în stare până la momentul ăsta. Să sperăm că măcar acum suntem.
V-am spus, după părerea mea, suntem cam în ceasul al 12-lea în ceea ce privește realizările în țara asta și menținerea cetățenilor aici, pentru că noi mai avem aproape România afară, știți? Din cauza lipsei locurilor de muncă, a infrastructurilor, a investițiilor și nu prea văd așa o, cum să spun, aglomerație în rândul investitorilor să vină în țară, pentru că nici nu prea mai au de ce, că se duc ai noștri acolo și muncesc pentru ei. Da. Suntem la finalul emisiunii, domnul Minică. A fost ziua copilului, ziua în care mulți s-au bătut în declarații, oameni politici, a trecut, nu mai există ziua copilului, nu mai avem interes față de copii. Acum au venit aceste două evenimente, mâine mai este o nouă zi, ce facem ce? Păi, facem ce, domnule? Mergem înainte, domnul Mihai, da? Ne gândim cum să ne fie mâine și poi mâine mai bine, realizând astăzi ceva. Astăzi s-a semnat aceste contracte, să sperăm că vom auzi motoarele buldozerilor, ne vom duce să filmați primul metru de autostradă, așa, și că nu peste mult timp, am înțeles că până în 2025, la sfârșitul anului, ar trebui să mergem de la Buzău la Ploiești pe autostradă. Superb! Dar în fiecare dimineață când vin la muncă, observ cifrele celea de la o benzinărie, cum se modifică practic aproape în fiecare zi. La prețul combustibilului, bineînțeles. Cam asta e realitatea. Nu mai spun de ce se află la raft. Vreau să vă spun că vă dau o informație. Nu numai prețul la benzină, să știți că la produsele metalurgice, siderurgice și așa mai departe. Ori în momentul de față, pe burse, încep să scadă. A, da? Pentru că nu mai avem consum. Și prețurile la pompă se vor duce până la un nivel la care vor fi afișate acolo, dar nu va mai trage nimeni la pompă. Vom începe să mergem cu mijloace alternative, ne luăm biciclete, ne ducem cu mașina numai atunci când avem nevoie și așa mai departe. Pentru că tot informația din interiorul sistemului se consumă din ce în ce mai puțin combustibil, se consumă produse metalurgice, siderurgice și chiar și de construcții mai puține, pentru că a determinat majorarea prețurilor și la asemenea produse și în momentul de față încep să scadă prețurile la aceste produse. Sunt convins că economia de piață, pentru că noi tot criticăm un lucru și cred că avem și probleme cu privire la percepția timpurilor care le trăim. Nimeni nu mai poate să fixeze un preț. Chiar și intervenția pe energie electrică și pe ce a mai intervenit guvernul, după părerea mea, ne va crea probleme. Pentru că n-am făcut altceva decât să plătim de la bugetul statului, din impozitele și taxele noastre, la anumite firme diferențele de preț, ca să nu le plătim noi direct. Dacă le-am fi plătit noi direct, stingeam becul mai repede, puneam becuri economice, făceam cumva și nu mai consumam, ori ei trebuiau să facă ceva astfel încât energia să aibă un preț care să determine omul să se bucure de ea. Ei încasându-și bani foarte mulți de la bugetul statului, nu vor lua măsurile cele mai potrivite, astfel încât să existe un echilibru între preț și calitatea serviciilor. Domnul Mică, mulțumesc pentru prezență, pentru comentariile pe marginea celor discutate în această după-amiază. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV în câteva minute. Colega mea, Magdonescu, vă așteaptă la o nouă ediție emisiunii de Ale Buzeanului. O seară excelentă, la revedere!